și mie e greu să vorbesc, fiindcă deși sunt obișnuit să vorbesc în fața lumii, mai rar vorbești în fața unei sări de o asemenea amplitudine intelectuală și chiar de o asemenea lărgime numerică. Studenții nu mai sunt așa de mulți. Pe vremuri erau mulți și studenți, acum chiar dacă sunt, nu vin toți la cursuri. Și eu am învățat să predau și cursuri mai restrânse, așa mai de felie, de nișă, pentru că am rezultate mai bune decât atunci când vorbesc în fața tuturor și unii sunt atenți și alții nu. Vreau să mulțumesc întâi organizatorilor, care sunt foarte mulți, dar gazdei noastre de acum, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, domnului director Tudor Sărăcean, pentru acest efort. Ce pot eu să spun este că m-a inspirat domnul profesor Iacob, mare și distinsul istoric al României, dar și al Moldovei în același timp, și vreau să-l asigur că și eu am vorbit cu mine cunoștință de cauză despre Moldova de foarte multe ori și simt că numai dacă te-ai fi născut în Jumurești din Creagă sau în Ipoteștii lui Eminescu sau să fi trecut pe la Stănilești cândva cine știe într-o altă viață, ai putea să înțelegi bine Moldova. Și totuși vorbim pentru că eu reprezint acest pactul al nostru românesc. Îmi amintesc că în 1990, când încă academicianul David Prodan era în viață și care era categoric cel mai mare istoric al Transilvaniei și eu cred că este în continuare, în eternitate, cel mai mare istoric român al Transilvaniei, profesorul Prodan a fost întrebat de noi, cei mai tineri, de un coleg care e un pic așa mai agresiv, de ce vorbește cu șeful statului de atunci. Și i-a spus, dragă, dumneavoastră, cred că mai am timp să aștept altul. Adică ceea ce am eu de spus, trebuie să spun cuiva. Și omul ăsta e un om important. Și i-a spus așa, domnule președinte, să nu uitați, că sunteți președintele cel mai numeros popor din sud-estul Europei și acest lucru incumbă o anumită demnitate. Adică eu vă spun asta ca un bătrân, zice ei, să știți cum să vă purtați când reprezentați acest popor. Și doi, erau niște vânzolele atunci în 90 primăvara și pe la noi l-am mai ales la Târgu Mureș și în alte părți și profesorul Prodan i-a spus să nu uitați că deși problema Transilvaniei este eternă, doar el a scris în anii aceia cartea Transilvania și iar Transilvania și va fi mereu discutată, să nu mai discutați vreodată dumneavoastră sau alți șef ai statului problema Transilvaniei la masa tratativelor. S-o discute istorici. Și profesorul Prodan era foarte respectat în mediile intelectuale maghiare, la Academia Ungară de Științe, îi cunoscuse pe Mario Selemea, pe Trocea, pe Jolte, mari, mari istorici cu care era în corespondență și era foarte bine văzut și respectat și în sânul istoriografiei germane. Profesorul Prodan n-a scris o istorie a Transilvaniei obiectivă. Cine poate fi obiectiv pe acest problem? A scris o istorie a Transilvaniei venită din trug aceea muncii tăcute, cum îmi plăcea lui să spună, și ea continuă această istorie mereu și de aceea, urmând îndemnul lui, după atâția ani trecuți de la moartea istoricului, iată că sunt 25 de ani, e bine să ne reamintim de această istorie. De aceea ne-am apucat să scriem istoria Transilvaniei și într-o variantă lărgită, aici la Cluj, mi s-a reproșat mereu că nu o să fie în stare, cu istorici și români, și germani, și maghiari, și evrei, toți fii ai acestui pământ. Și am făcut și această variantă restrânsă, am spus de la început că ea e din perspectivă românească, eu nu pot scrie din altă perspectivă. Și toate istoriile Transilvaniei sunt din anumite perspective. Cea care are autori de toate etniile ar putea să fie mai obiectivă.
Aceea e 3 volume și are 1600 de pagini. Aceasta este înțeles, mai alertă și mai comunicativă, cred. Și comunică eterna povestea acestui pământ, binecuvântat între toate de Domnul pe pământ, cum zicea Vărcescu, nu? În Ardealul, în fragmentul Ardealului din Românii sub Mihai Voievod Viteazul, pe culmea cea mai înaltă a munților Carpați, se întinde o țară mândră și binecuvântată între toate de Domnul pe pământ, ea seamănă a fi dumăreț și întins palat, capodoperă de arhitectură, în care sunt adunate toate frumusețile naturale ce împodobesc celelalte ținuturi ale Europei și așa mai departe, cu porțile Romei. O frumusețe, o frumusețe de text. De aceea,